Iar Domnul mai face o rugăciune. Îl roagă pe Tatăl Său pentru fiii Săi, pentru ucenicii Săi, pentru cei pe care Tatăl i-a dat Lui din lume. Doamne, eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume, pentru că una este lumea și una sunt ei care i-am scos din lume. Una este Duhul pe care eu l-am pus în ei, în atâția ani petrecând cu ei, și altul este Duhul lumii, de care eu i-am ferit atâta timp cât au fost cu mine. Pentru aceștia mă rog, nu pentru lume, și mă rog pentru aceștia ca ei să fie una. Una, adică uniți în Duhul Sfânt, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, un domn, o credință, un botez, iubiți credincioși, un singur potir și o singură linguriță. Deci, mă rog pentru aceștia, ca aceștia să fie una. Una au devenit cu adevărat mădularele Duhului Sfânt, ale lui Hristos, atunci când Duhul Sfânt la cinzecime s-a pogorât peste ei și le-a dat această unitate care este biserica. Și iată că sabia și cu biserica s-au adunat la aceeași masă și acolo au avut un interes comun. Interesul comun era binele poporului, binele bisericii, binele statului, dar iubiți credincioși, a fost coexistență și nu colaborare. A fost fiecare cu lucrarea lui, nu a fost amestecare. Chiar dacă în Imperiul Bizantin ați văzut de multe ori apărând încetul cu încetul și dându-se sensuri diferite la vulturul bicefal, acolo a fost altceva la acel sinod ecumenic. De aceea Domnul a spus clar, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu putem amesteca și Duhul Lumii și cu Duhul lui Hristos, Duhul care este în Sfânta Biserică. Pe covorașul episcopului, care episcopul ar trebui să fie un vultur ca supraveghetor, dar să nu fie un vultur cu două capete bătând palma cu cezarul, pentru că iau de fapt un vultur cu două capete, este o amestecătură în care bate aceeași inimă, dar sunt două capuri diferite. Vă spun ca să vedeți și să separați lucrurile, pentru că la sinodul întâi ecumenic s-a statornicit canoane, dogme, învățături care trebuie păstrate până la sfârșitul viacurilor, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică și cu una sfântă învățătură. Vă explicăm lucrurile acestea, pentru că în ziua de astăzi, iubiți credincioși, există un mare pericol. Cum ați văzut la sinodul tâlhăresc din Creta, cum simbolurile creștine au fost înlocuite cu simbolurile oculte. Și ce s-a întâmplat, iubiți credincioși? O să vedeți în ziua de astăzi, dacă nu avem acest dar al discernământului, o să vedeți o amestecătură în care nu mai știi care este albul și care este negru. Adică, dogmele lui Hristos sunt încovoiate și au caracter de dogmă toate aceste porunci, să zic așa, sau lucrări morale pe orizontală. O să vedeți, frățiile voastre, că este mutată limita bisericii, cum a fost la sinodul tâlhăresc din Creta, luptându-se împotriva sinodelor ecumenice, dacă tot astăzi îi sărbătorim pe părinții la sinodul întâi ecumenic și s-a mutat limita bisericii la celelalte confesiuni, erezii și schisme. Iar au dezbinat și comunitatea tuturor episcopilor, iubiți credincioși, legiferând un sinod panortodox într-un mod ilegal. Această cădere la nivel vertical se transformă implicit la nivel orizontal și ați văzut blestemele cum au curs în lanț pe fața pământului. Pentru că voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți care ar trebui să păstrați echilibru prin binecuvântările voastre, prin liturghiile pe care le săvârșiți, prin rugăciunile pe care le faceți, pentru că voi trebuie să binecuvântați întocmirea văzduhului și toate celelalte. Dar dacă s-a stricat sarea pământului, a venit și vine urgia peste noi. De aceea, iubiți credincioși, ați fost trădați de arhierei pe verticală și păcăliți de conducătorii politici pe orizontală, de conducătorii lumești. Și iată că s-a lăsat toată crucea, uite așa, și căderea și criza este din ce în ce mai mare. Dar ce au făcut ei? Au vrut să vă păcălească încă o dată.
Nu s-a întâmplat nimic la sinodul tăresc din Creta, nu se întâmplă nimic pe fața Pământului, totul este bine, noi controlăm. Noi, iubiți credincioși, este o mare criză pe toate planurile și singura noastră salvare este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care se roagă din toată puterea Lui către Dumnezeu Tatăl și El ca Dumnezeu transmite binecuvântarea și puterea Lui până la sfârșitul veacului, nelăsându-ne orfani, cum v-am spus ieri, trimițând pe Duhul Sfânt în lume. Vedeți că este riscul ca păstorii, arhipăstorii, după ce v-au trădat în Creta, să vă mai trădeze încă o dată, implementându-vă învățăturile lor eretice și spunând că nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult, folosindu-se de niște momente pe orizontală, unii dintre ei să facă o figurație acum la aceste momente, să se scoată ca și cum ar fi oamenii lui Dumnezeu. Adică degeaba ai curajul ca arhiereu să faci slujba învierii. Degeaba ai curajul ca arhiereu să te lupți împotriva unei situații pe orizontală, cum a fost această pandemie. Degeaba ai curajul să slujești și să împărtășești câțiva copii într-un mod ascuns, dacă n-ai curajul mărturisirii și să spui așa: nu sunt de acord cu Consiliul Mondial al Bisericilor, nu sunt de acord și osândesc ecumenismul, osândesc toate hotărârile care s-au luat la Sinodul Tâlhăresc din Creta, nu sunt de acord cu toate celelalte erezii care sunt infiltrate în Sfânta Biserică și să fie apărător al dreptei credințe. De cine ascultăm noi? De Hristos sau de slujitorii Lui care ar trebui să fie slujitori ai Bisericii, pentru că Biserica sunteți voi și nu sistemul bisericesc. Biserica este trupul mistic al lui Hristos, adică este poporul pe care noi trebuie să-L slujim, să-L curățăm, să-L binecuvântăm și să-L împărtășim cu Sfintele Taine. Deci pe verticală n-au mărturisit credința, fac acum două, trei figurații și mintea poporului spune: uite, un arhiereu bineplăcut Domnului, dar el de fapt n-a mărturisit credința și n-a apărat biserica atunci când trebuia. Ba mai mult spune așa, că dacă m-ar fi chemat, m-aș fi dus și eu la sinod. Și apoi spune: cei care au oprit pomenirea episcopului sunt niște schismatici. Deci ei își apără poziția lor, pentru că s-a căzut în extreme, în erezie, la Sinodul Tâlhăresc din Creta, și în schismă cei care, deși au oprit pomenirea, au căzut în schismă, îndepărtând poporul de la comunia cu biserica, de la participare la Sfintele Liturghie și la împărtășirea cu Sfintele Taine în bisericile din parohiile lor, unde sunt preoți, chiar dacă n-au oprit pomenirea, dar sunt mărturisitori. Deci sunt erezie și schismă. Iar pe orizontală, vă mai explic încă o dată, sunt acum promovați oameni foarte bine șlefuiți, foarte bine pregătiți, foarte bine antrenați, care vă vorbesc despre ceea ce vreți voi să auziți. Despre criză, despre pandemie, despre neputința poporului, despre reinvigorarea neamului, despre refacerea mecanismei de refacere a economiei și vă dau soluții specializate, dar în același timp vă spun subtil. Noi credem într-o divinitate și într-un Iisus care este un Dumnezeu, care este un om liber. Un Iisus care este un om care a spus și El adevărul. Un Iisus care este și El un om care este îndumnezeit. Și atunci, iubiți credincioși, nu este altceva decât arianismul, adică îl consideră pe Hristos un creator. Să fiți atenți la toți impostorii, la toți trădătorii și la toți cei care se folosesc de niște detalii ca să susțină, de fapt, niște principii pe care nu le au, și să fiți atenți la cei care, chiar dacă în aparență respectă principiile, ei se ascund și rup lucrarea lui Hristos prin niște detalii, pentru că dracul se ascunde în detalii. Deci acum, în mănăstirea aceasta, ați primit chemarea și v-ați împărtășit cu Sfintele Taine cei care ați avut conștiința curată.